Am revenit și în această seară alături de noi este părintele Dan Damaschin, organizatorul festivalului Inimo, Glasul Vieții. Bună seara, bine ați revenit în platoul Telem. Tuturor, Doamne ajută, mulțumesc de invitație. Vrem să ne povestiți, bineînțeles, majoritatea dintre noi cunoaștem acest festival pentru că a fost declarat unul dintre cele mai mari festivaluri de acest gen, Inimo, dar să vedem mai precis anul acesta ce se va întâmpla la festivalul Inimo, care, așa cum foarte bine și frumos m-ați informat înainte de a intra și cu telespectatorii noștri, are loc începând de pe data de 18 august până pe data de 20, inclusiv. Da, pentru că prima ediție acestui festival Inimo, Festivalul Internațional al Familiei, al Vieții și a Faptului, a fost reușită, am fost motivați să mergem mai departe, pentru că avem 10.233 de copii care trebuie să meargă la școală, indiferent de ce probleme materiale întâmpinăm în cadrul organizației noastre, Asociația Glasul Vieții, dar și pentru că cei care au fost, au trecut la Inimo, aproape 70.000 de oameni, ne-au tras un mesaj foarte, foarte emoționant, mesaj care spune că Inimo trebuie să continue și asta în contextul în care sunt o mulțime de activități numite festivaluri în lumea în care noi trăim, unde se face absolut cel mai puțin muzică de calitate și atmosferă pentru lume civilizată. Dacă mă gândesc doar la ce s-a întâmplat în Brazilia și cu ce s-a umplut spațiul mediatic din România, cu limbajul obscen, întâlnire de pe scene și alte activități de acest tip. Să nu intrăm în zona respectivă, pentru că ne-ar trebui mai mult de 20 de minute absolut. Cât avem la dispoziție absolut. Pentru o idee atât de frumoasă pe care o implementați și o dezvoltați. Deci să înțelegem că Festivalul Inimo se află la cea de-a doua ediție. A doua ediție cu forțe proaspete, să spunem, în zona de organizare, cu sprijinul frumos oferit de primăria Iași și de câțiva sponsori foarte, foarte dragi nouă și aproape de copiii noștri sărmani. Așa încât unde va avea loc festivalul? Tot pe stadion? 3 zile pe stadionul din Copou, Milan Alexandrescu, cu artiști de primă mână, cu o atmosferă cu adevărat de sărbătoare, unde familia întreagă, bunici, părinți, copii, nepoți, se vor simți bine și vor avea șanse să facă și fapte bune, pentru că, așa cum se știe, intrarea la acest eveniment se face pe baza unei donații. Asta doream să vă întreb. Cum avem acces la acest eveniment? Accesul se face pe baza unei donații, donație care se va regăsi automat în pachetul unui copilaș pentru care facem furt să meargă la școală. Adică, deci, ca să înțeleagă și telespectatorii, cei care nu au auzit, deși mi este greu să cred acest lucru, dar repetăm pentru că este prielnic. Aceste donații sunt pentru ca acești 10.236 de copii da? să meargă la școală, să aibă deja ne-am comandat pentru ei hăinuțe, încălțăminte și rechizitele necesare, iar cel care intre pe stadion nu face decât să contribuie ca un copil să fie fericit. Care este suma minimă pe care o pot pentru dona? Intrare de o zi pentru o persoană adultă este 100 de lei, studenții, elevii și pensionari au reducere, persoane cu dizabilități și însoțitorii, familii cu mulți copii au gratuitate, iar pentru un pachet family și asupra acestui aspect, adică 3 zile, toată familia pe stadion, reducerea este de 50%, deci undeva avem prețul de 300 de lei pentru 3 zile o familie. Acum vin ofertele acestui festival, pentru că am lăsat și papucul Inimo, care e în picioare la mine, care nu îl poate vedea, din păcate. O să avem acel papuc minunat Inimo cu care vrem să încălțăm o Românie de sculță și care se interacționează sau se leagă de accesul la festival. În sensul că cu 299 de lei ai pachetul Silver în care ți-ai o peche de papuc Inimo, un copil va merge la școală încălțat cu ajutorul tău și o invitație de o zi în mod gratuit, apoi cu 300 de lei îți iei un pachet Silver Plus unde nu ți-ai papuci acasă, dar un copil se îmbracă în totalitate, iar tu ți-ai toată familia și stai pe stadion și ai acces la cele două mari tombole, un apartament în Copou la Royal Town și cei 20 de bilete la Ierusalim ca excursie.
Avem un pachet golden, am zis noi, unde cu 450 de lei ai și papucii pe care îi ții acasă pentru tine, soția sau copilul tău, ai și 3 zile la festival acces liber și la tombole, iar cu 1000 de lei pentru VIP, VIP înseamnă iubitor de viață, iubire și pace, în cazul nostru, adică îmi bagi 3 copii, vei avea șase să stai mai aproape de scenă, poate faci o poză un cu... Un pic în backstage, să spunem așa, da, cu artiști. Mai aproape, dar asta nu e garantat, pentru că venim să facem fapte bune, nu să ne lăudăm cu ce am făcut pe stadion. Înțelegem. Mai mult decât atât, spuneți-ne care sunt artiștii care vor fi prezenți în aceste 3 zile, pe care putem să-i vedem, să-i ascultăm, să ne bucurăm, așa cum ați spus, cu întreaga familie. Sunt foarte, foarte mulți, sper să nu scap vreo unul, dacă mă gândesc. Acum mă gândesc că m-ați spus și dumneavoastră, fiind foarte mulți, haideți să vedem, poate aveți noutăți. Noutăți, adică, păi avem așa, l-avem pe Smiley, l-avem pe Connector, avem Direcția 5, avem Andia și Cicul de Stat Chișinău, se anunță și ansamblul Constantin Arvinte în deschidere. Ei avem sâmbătă pe Ina Rimes, pe Horia Brenciu, avem pe Damian Drăghici sâmbătă, avem pe Nicol Tanucă și Gașca Zurli, copii, ați auzit? Așa, duminică seara îi vom avea pe Voltaj, îi avem pe cei de la Iris, îi avem pe Antonia, Mario Fresh, Ana Beregoi. Se anunță, suntem în tratative cu cei la Compact, pentru cei care știu ce înseamnă muzica bună, ar trebui să știe ce înseamnă și Compactul. Și vom mai vedea artiști care doresc să urce pe scenă, dar timpul este limitat, iar în 5 ore de spectacol nu pot aduce decât cei mai căutați de public. Și asta este un aspect important. Practic, în fiecare zi vor fi doar 5 ore de muzică, stăduim, și pe lângă acestea... Ne stăduim să avem cât mai multe oferte culturale și artistice, în sensul că avem o scenă mică unde de dimineață la ora 11 o să avem folclor pentru toate vârstele și toate gusturile, vom avea muzică pentru copii, o zonă cu tot felul de delicatese și o zonă expozițională, dar pentru că artiștii mari care vin cu trupe impresionante și au nevoie de ore întregi de repetiție, de reglare a tuturor chitailor și luminilor ce acolo, nu putem să avem mai mult de 5-6 ore pe stadion, pe scena cea mare. Vor mai fi și activități pe lângă aceste concerte? Bineînțeles, avem o mulțime de activități cu copiii, cu părinții, începând de la cursul în limba engleză, face painting, eu știu, personaj de poveste. Vom avea lângă noi parteneri, ca de obicei, din zona de forță, învățăm să ne păzim familia de răufăcători, de droguri, de tot ceea ce este educația socială, cu ajutorul acestor oameni implicați în securitatea socială și multe alte, educație financiară, educație alimentară, facem de toate pentru copii și familie ca să fie o atmosferă de sărbătoare. Pentru finalul festivalului aveți un moment aparte pregătit? Avem un moment de excepție unde este invitat Pacă și Ovidiu Lipan Țândăric, acolo unde acel apartament de 110.000 de euro dat de cei de la Round Town din Copou pentru copiii noștri sărmani, am căzut de acord să recompensăm pe cei care vin în număr mare la stadion, la festival, ca și Mitropolia Moldovei și Bucovine, care pune în joc 20 de bilete la Ierusalim într-un peinaj de poveste. Așa se face că dacă în fiecare seară, în ultima parte a programului, va avea tombola vieții cu câte 6 bilete prima seară și a doua seară, iar duminică vor fi 8 bilete la Ierusalim. Duminică seară, mai spre ora 10, credem noi, va fi marea tombolă inimă, când în văzut tuturor celor prezenți pe stadion vom afla cine se mută în Copou, nu doar vine în Copou la festival, ci se mută și în Copou, în acel superb apartament de 54 de metri pătrați cu parcare, într-un bloc, să spunem, cu finisaje de lux, am putea spune, cum rar găsești în țară. Și poate vom avea parte și de un, nu știu, mă gândesc, un foc, nu neapărat de artificii, dar poate suntem un concert de final. Suntem în discuții, pentru că spectacolul este unul la cele mai înalte cote de, eu știu, gust artistic, avem cei de la Voltaj. Vom vedea în ce măsură putem pregăti un foc de artificii sau poate, eu știu, ceva ce aș n-a văzut. Asta încă rămâie să analizăm și funcție de biletele. Și o țineți și un pic ca pe o surpriză, da, din ce îmi transmiteți. Da, ne străduim să facem să fie pentru eșene și numai pentru eșene. Gândiți-vă că acest festival vin români din toată Moldova, sunt români plecați în toată lumea, ieșiți și care vin acasă și acesta este concediul lor.
Și sunt mulți eșeni care nu pleacă în concediu, dar vin la inimă ca și în concediilor, încât vrem să fie un moment de suflet, dar nu uităm, obiectivul nostru principal este să îmbrăcăm copiii sărmani care nu pot merge acolo fără ajutorul nostru, cu care deja sunt obișnuiți de ani de zile să facă educație de calitate, dar cu sprijin de la spate. De cât timp vă pregătiți pentru aceste zile, pentru acest festival? Cred că festivalul merge mână în mână cu proiectul pentru școală. Ne pregătim pentru școală de la Paște, ca să zicem, copiii la școală. Festivalul, după recenzie de anul trecut, a fost programat pentru această perioadă. Primăria s-a autorat imediat intenției noastre, deja a fost o decizie în Consiliul Local cu o finanțare prin care să mai copim ceva din costurile scenotehnicii și cu organizarea spectacolului, dar n-am muncit foarte, foarte mult, pentru că în urmă cu o săptămână eram la Mare, unde aveam și acolo un festival, Festivalul Clasul Vieții, făcut de Primăria Euforie, acolo unde ne-am adresat turiștilor pe litoral cu acest mesaj al bunătății. A fost prima experiență acolo, un alt fel de public, nu ca ieșenii noștri din Iași. Asta este mesajul, vreau să spun că sunt atât de mândru că am în jurul meu să mă aflu într-un așa atât de bun și cu oameni atât de omenoși. Am mai spus-o, Iașul după Festivalul Irmă de anul trecut trebuie considerat la nivel național doar ca centru spiritual al României sau ca o capitală culturală a României, ci centru omeniei și a civilizației, pentru că noi nu am strâns pe stadion măcar un pahar de plastic după trei zile de spectacol. Oamenii au știut să-și ia gunoiul, să-l ducă. O carte de vizită extraordinară pentru ieșeni. Și zic, după această experiență pe litoral, care a fost una frumoasă, dar mai avem mult de lucrat acolo. Bine, poate pentru că așa ce a fost pentru prima dată. Prima dată, cert este că la Iași am avut la fel de puțin timp liber, la fel de puțin timp pentru a pregăti festivalul, dar cu oameni dragi, cu voluntarii de suflet, toți copiii noștri sunt aproape, deja avem orașul împânzit cu corturi, s-a umplut cu banere și pe internet site-urile sunt tot timpul la dispoziția celor dragi care vor să ajute și să intre acolo. Cu cât mai multe informații și utile. Dar aproximativ, câte persoane fac parte din organizarea acestui frumos festival? Să spun sub 1000, adică suntem vreo 50. Suntem vreo 10 persoane care fac de toate în biserica de la Cuza Vodă. Nu înseamnă că stăm doar pentru festival, înseamnă că îmbrăcăm și copiii sărmani care ies din maternitate, ajutăm și mame agresate, luăm și medicamente pentru copii, intervenim în familii, facem și case pe 15 august, voi da în folosință prima casă din cartierul de la Găureni, acolo unde sunt în proiect câteva sute de locuințe, dar avem primele 4 sunt gata, încât muncim la toate solicitările pe care le avem. Nu mai zic la Veronica, la clinică se lucrează de zora, s-au pus panourile semi pe Sky, adică nu stăm. O bună parte din timp, în schimb, o alocăm acestui eveniment și ne folosim foarte mult de voluntarii noștri de suflet, și aici vorbim de copii, de bursierii mei care, fiind în vacanță, au de ce să fie lângă noi. Și după ce au fost la Mare ca voluntar, toată plaja știe de ce fac copiii din Iași, cât de frumos te-am comportat. Acum sunt în oraș și promovează spectacolul la festivalul, la corturile amenajate. I-am zărit puțin, da, copiii cu portocaliu, să știți că nu mușcă, nu vând nimic interzis, din potrivă vă invită să faceți fapte bune, să vă simțiți bine la inimă. Părinte, care a fost una dintre cele mai mari provocări pe care le-ați resimțit după finalizarea primei ediții acestui festival? Este greu să analizez minusurile cu lucrurile frumoase care s-au întâmplat acolo. Provocări sunt din toate părțile. Vorbim de infrastructură uriașă, acea scenă care trebuie să o faci într-o săptămână, de fapt, este un detail bloc, are 800 metri pătrați scena respectivă. Nu este o scenă, ai nevoie de o infrastructură pentru acei oameni care lucrează. Vin aproape 300 de... Vin 15 nume pe scenă, dar fiecare nume de scenă are cel puțin 10, 15, 20 de oameni în spatele său. Cazare, masă, transport, sunt o mulțime de provocări la care trebuie să răspunzi în timp real. Nu mai zic nevoile acelor 10.000 de oameni aflate pe stadion, care sunt din ce în ce mai diverse sau poate din ce în ce mai ciudate. Fiecare dorește un răspuns la un moment dat, iar telefoanele sună, oamenii sunt în stare de veche 24 de ore. Este un proiect epuizant, dar cu
foarte multă bucurie văzând că oamenii și n-au plecat bine. Noi nu avem, să spunem, acest stem pus la punct de marile corporații care fac festivaluri și pun bilete de vânzare cu una, dar noi n-am terminat bine și vrem să vedem la anul. Când dați biletele? Noi nu știam, avem de băcat 10.000 de copii, am de terminat nu știu câte case, am internate care trebuie să pornească, mă gândesc ce-o fi la anul, nu știu ce sunt la viitoare. Ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Și ați punctat foarte bine, de unde putem achiziționa biletele? Biletele sunt disponibile la aceste corturi primăriei montate în piațetele, în piețele din orașul Iași pe bulevarde, în fiecare cartier găsiți un cort Inimo, cu voluntarii noștri care sunt acolo dimineață până la prânz și după amiaza când până seara târziu. Le puteți găsi la biserica din curtea Spitalului Cuza Vodă, unde iarăși am acolo o echipă întreagă care vă poate oferi și un papuc Inimo, dacă doriți să-l probați, să-l vedeți. Iar în zona online găsim, sigur, pe site-ul glasulvieții.ro biletul, invitația cu toate, cu tot ceea ce este nevoie. Mai mult decât atât, la intrare pe stadion, în preajma evenimentului va fi organizată o armată de oameni. Da, fiind faptul că sunt și oameni care nu se încred în internet, sunt oameni care vor să fie siguri că ce e în mână este și pe stadion și atunci cu siguranță vor fi mulți oameni care vor veni atunci pe stadion și le stăm cu toată echipa la dispoziție pentru a intra pe stadion la festival. Este vreo idee pe care ați dorit să o implementați în cadrul festivalului sau un punct, nu știu, poate un colaborator sau poate un serviciu pe care să-l oferiți celor care vor fi prezenți sau un artist care ați militat pentru acesta și nu ați reușit să-l cooptați în festival. Un lucru pe care, sau mai multe poate, care vi le-ați dorit. Mai fi la neîmplinirile acestea, nu? Nu neapărat, ci la o dorință pe care poate din diverse motive nu ați putut să o implementați. Momentan suntem mult prea prinși cu organizarea și implementarea ceea ce se poate face. Mai sunt multe de făcut pentru un eveniment pe care îl merită familiile noastre cu minți și frumoase și creștinii din Iași. Ce mi-aș mai dori aici? Sigur, un stadion și mai mare. O locație și mai mare. Și mai mare, acces. Dar suntem în Iași. Iașul este un oraș minunat. Toată lumea vine în Iași. Deja Iașul este un oraș sublim, zic unii. Părinte, v-aș mai întreba și o să vă întreb despre acești beneficiari. De unde ați cooptat pe acești, copii? Copiii noștri dragi. Ce zice mie de copii pe care îi cunosc din fașă, la drept vorbind, pentru că sunt copii născuți la Cuza Vodă, la maternitate, atunci când mă întâlnesc cu mamele lor în saloane sau, eu știu, la ieșire din spital, plângând pe o bancă că nu au ce îi trebuie încease pentru a ajunge acasă cu bine, sunt copii care au rămas în familia noastră. Avem și copii orfani de unii sau mai părinți, atunci când oamenii trec prin încercări mari, de obicei telefonul meu public fiind, suntem solicitați să intervenim, în special la tragedii și la catastrofe cu incendii, au copeșuri mulți în zilele acestea, lumea ne cere ajutorul găsind înțelegere la donatorii noștri. Și atunci, încet de încet, an de an, am ajuns să avem așa familie bogată, 10.000 și ceva de copii doar în zona Iașului și în județe din împrejurimi. Din păcate, nu putem să ne întindem mai mult în clipa de față, dar dacă, repet, papucul Inimo, așa cum este el gândit, va ajunge să fie încălțat de cât mai mulți români, înseamnă că avem șansa să încălțăm întreaga Românie de sculță și să nu mai fie copiii care se duce la școală. Este această idee cu să încălțați o Românie întreagă, un fel de obiectiv, ca și cum v-ar întreba cineva unde vă vedeți peste 50 ani de zile cu acest proiect? Da, nu vreau să ies de pe scena aceste lumi știind că mai sunt copii care nu pot merge la școală, știind că sunt copii care nu au ce mânca acasă seara sau nu au un pat unde să doarmă. Mi-ar place ca orice copil pe care Dumnezeu mi-l scoate în cale să aibă această șansă minimă la fericire, un drept la demnitate și la speranță. Să știți că îl puteți ajuta și mai important decât atât este că noi îi putem ajuta, pentru că așa cum ați spus foarte frumos, Iașul este un oraș al omenirii, în care oamenii au un spirit așa, nu doar civic, dar și destul de empatic. Menționez acest lucru. Acești copii sunt răspândiți în întreaga lume, sigur, dar acești copii reprezintă, de fapt, șansa noastră de a fi mai buni. Și cred cu tărie că Dumnezeu, dacă ne oferă nouă mai multe oportunități, nu le oferă pentru că am fi mult mai capabili decât cei, eu știu, dintr-o republică subafricană, ci ne oferă mult pentru că suntem în stare să facem mai mult bine. Să oferim Iar eu asta, de fapt, pun acestor oameni infrastructura necesară
pentru a deveni mai bun, iar copiilor șansa de a fi fericiți. Pentru că așa cum o știm foarte bine, copiii de astăzi sunt adulții de mâine, deci așadar o societate. Cu siguranță. Cei care ne vor sprijini la bătrânețe sau ne vor proteja dacă va fi nevoie. Părintele Dan Damaschin, așadar organizatorul festivalului Inimo, din data de 18 până pe data de 20 august. Părinte, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați făcut timp să veniți la noi în platou să ne povestiți din spatele cortinei a ceea ce înseamnă un festival atât de mare, aflat la cea de-a doua ediție, și sunt ferm convinsă că ieșenii și nu doar cei care ne urmăresc din întreaga regiune a Moldovei vor fi alături de acești copii. Vă așteptăm cu mare drag, suntem acolo pentru dumneavoastră și nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta să avem și în acesta un festival reușit, un festival familiei, al copilăriei și al faptelor bune. Suntem alături de dumneavoastră. Mulțumesc! Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, multă sănătate!